că tot și colegiul ăsta e atât roșu, cât și un pic portocaliu. Bucuria mea este că din ce am mers în teritoriu și am mers în atâtea comune, am început să-l fac un pic și violet. Adică, cred că în proporție de 40-50% până în momentul ăsta reușim și noi să convingem oamenii că trebuiește o schimbare. Deci, vă spun lucrul ăsta că am stat de vorbă cu foarte mulți oameni și sunt înspăimântați și au înfricoșați. De ce spun lucrul ăsta? Ei sunt condiționați de primar prin ajutoarele pe care le primesc și prin banii aceia tot ca și social sau cum le spun ei. Deci spun așa, domne, ne și frică să ieșim pentru că ajutoarele sociale în bani pe care le primesc și ajutoarele din european. Eu am și vorbit cu oamenii și chiar ar fi una din propunerile noastre că aceste ajutoare să nu mai vină pe la primari și primarii să le distribuie. Și aceste ajutoare să vină ori direct prin poștă cele bănești, ori să vină din Crucea Roșie sau o altă organizație pe care să le distribuie în așa fel, ca oamenii să nu mai aibă frica asta. Dom'le, eu nu pot să ies la vot, să votez cu cine vreau eu, pentru că dacă mă vede primarul, îmi taie ajutorul. Dacă mă vede primarul, nu mai dă voie cu animale să pășunez. Și de asta spun că trebuie să facem un front comun și noi și dumneavoastră, să scăpăm acești oameni și sunt părinții noștri în zonele respective și rudele și frații noștri să-i ajutăm să nu mai aibă spaima asta. Dom'le, vrei să votezi? Vrei să votezi cu Partidul Poporului? Votează cu Partidul Poporului. Vrei să votezi cu USL-ul? Votează cu USL-ul. Să aibă libertatea asta. Nu au libertatea asta. Nu mai spun că în toate zonele în care am fost, în marea majoritate a zonelor, n-am găsit afișaj. Nu aveam unde să ne fixăm, să ne punem afișele. La Vizantea ne-am dus la un afișaj pus de primărie și viceprimarul din localitate a ieșit și ne-a rupt afișele. Deci ne-a rupt, am mers împreună la primar și am spus, dom'le, nu am ce să fac, că era de la Liberare, de la PDL. Nici nu mai știu, de la USL. Primarul PNL și da. Viceprimarul PSD. După aia, la Tănăsoaia, de exemplu, știți că am avut o discuție și în Consiliul Local în care însuși președintele a venit, domnule, trebuie să avem Vrancea curată, nu mai punem afișe pe pomi, pe stâlpi. Și în Tănăsoaia e împânzit, am și adus poze, împânzit cu pe copaci, în stâlpi, toate pozele USL-ului. Noi am căutat și noi să punem, să afișăm și noi, să ne simțim în zonă. N-am găsit. E un singur panou de afișaj care e pus în pe prispa primăriei acolo. Deci e pus, nici nu se vede, n-are cum să vadă oamenii că mai e cineva în afișajul acela. Și de asta am zis că și multe probleme pe care le au oamenii sunt de, în primul rând, lipsa locurilor de muncă și problemele care le au în agricultură.